nou care se adresează cabinetului nostru, noi în general încercăm să facem un screening, adică în afară de un istoric complet, dacă are și documente medicale și mai bine, încercăm să vedem ce probleme mai are, pentru că de foarte multe ori în analizele anterioare descoperim modificări pe care medicul de familie sau alt coleg nu le-a văzut sau nu le-a luat în seamă. Vă dau un exemplu, că m-am gândit la insuficiența renală, deci vin vârstnici cu creatinină peste limită, pe care nimeni nu a explorat-o, nu l-a interesat de ce are asta și sunt în continuare administrate medicamente care cumva contravin acestui diagnostic de insuficiență renală. Și atunci, plecând de la un screening, adică analize generale pe care noi le dăm unui vârstnic, descoperim dacă această insuficiență renală a progresat sau nu și luăm măsurile care se impun într-un astfel de caz. La fel, un lucru pe care îl întâlnim frecvent sunt tulburări de glicoreglaje, adică să zicem prediabetul. Descoperim tot la analize pe care le dăm după prima consultație, foarte mulți pacienți care au valorile la limită, ca să zicem așa, adică nu este nici diabet și nu sunt nici valori normale. Da? Colegii de la cabinetele de diabetologie și ei sunt foarte aglomerați și atunci încercăm pentru acest tip de pacienți, în afară de explorările conexe, să vedem dacă sistemul vascular este afectat și așa mai departe, să le explicăm măcar regimul de alimentație care i-ar feri de a ajunge la diabet, când să-și refacă analizele, ce analize trebuie să-și refacă. Și considerăm că și ăsta este un plus. Am văzut lucrul ăsta în timp, cum au evoluat mulți pacienți și faptul că țin sub control anumite probleme, ceea ce într-un fel se numește, dacă vreți, și tratament, că e tratamentul tulburării de glicoreglare, dar este o prevenție a diabetului și, până la urmă, și o altă prevenție pentru patologiile cardiovasculare. Despre sistemul nervos, ce să spun? Din păcate, afectarea la nivel psihic a populației post-pandemie, după mine, este mult mai mare decât în perioada anterioară, în sensul că sunt mai multe persoane cu sindrome anxioase sau cu depresie, sau cu amândouă, sindrome anxios-depresiv, și care necesită tratament, cu tulburări de somn, foarte multe persoane, adică mult mai mult decât înainte de pandemie. Da? Din punctul meu de vedere, e o consecință a ceea ce s-a întâmplat și a, mă rog, să zicem, presiunii care cumva informaționale, care vine din media și care prezintă, în general, mă rog, aspectele așa șocante, ca să zicem, de la războaie până la pensii mici, mari, prețuri și așa mai departe, adică oamenii nu prea au de unde să-și ia motivație pozitivă, au tot de probleme în continuare și atunci le asimilează eventual, conform statusului lor personal, unor probleme personale și atunci gradul de anxietate, de depresie poate să crească. Și asta vine cu tulburări de somn și a doua zi pacientul evident că nu mai este ok, adică o hipertensiune se poate dezechilibra chiar dacă e un tratament corect, doar prin perioade prelungite de nesomn sau de agitație sau de grijă. Și atunci eu trebuie să fiu foarte atent ca terapeut să-mi dau seama dacă chiar e o problemă, o hipertensiune necontrolată sau de fapt eu ar trebui să tratez stresul întâi și să nu mă refug 20 de ani hipertensiv foarte mult, pentru că la vârstnici, așa cum v-am spus, riscul de hipotensiune este mare și la un vârstnic căderea dată de hipotensiune arterială se soldează de multe ori cu probleme majore care pot duce inclusiv la deces. Deci riscul de hipotensiune la vârstnic este, mă rog, un risc pe care noi îl luăm în calcul și încercăm să lămurim pacienții să-și cumpere tensiometru, să învățăm să-și ia corect tensiunea arterială, pentru că nu-i tot una să ai un tensiometru și să știi să-l folosești corect, sau să ții tensiunea și să nu știi. De foarte multe ori se sperie când își iau tensiunea pentru că prima valoare e foarte mare și atunci cu foarte multă răbdare, cu tensiometrul lor adus la noi în cabinet, facem verificarea dacă e corect sau nu tensiometrul lor de acasă, învățăm care e poziția corectă, care sunt manevrele pe care trebuie să le efectueze ca să avem un control pozitiv la Câți din pacienții care trec la cabinetul nostru sunt cu depresie? În ultima perioadă, cum v-am zis, în ultimii ani, din punctul meu de vedere, un procent, așa, dacă e să facem 50%, da, mulți, foarte mulți, și cu anxietate și mai mulți, dacă Și e să fac așa mental un calcul. motivele care ar fi? Păi, în primul rând, e toată frica asta de boală care a fost inseminată odată cu COVID-ul, din perspectiva mea. Asta vorbim din lucrurile sociale și faptul că majoritatea pacienților în aceste situații sunt singuri.
aparținătorii ori sunt la distanță foarte mare, adică în străinătate, cum ar fi copiii, și dacă sunt în România, tot la distanță, și nu au nicio persoană de contact care să ajute în mod constant la, la rezolvarea problemelor și cu care să se echilibreze măcar prin discuții. Cam asta ar fi. Singurătatea, da, e o cauză, chiar nu aș putea spune, are o felie foarte mare, pentru că pacienții care au aparținători au măcar siguranța asta că cineva are grijă de ei, chiar dacă sunt nemulțumiți din anumite motive, dar spuneați 50% de